Mariana, parcă ești asistentă. Ba, dar ce veniți, mă, toți lăsați? Ai ieșit afară. Unde mi-a căzut aia? Ce, nu știu. Andrei, ajută-mă, ia-i cu aici. Băi, cum a scris pe, la titlu? Ședință de... De? Nu mai știu ce. Ia, Andrei! No. Andrei! Ce băie de aici? Andrei! Dar ai deschis în casă! Ia-i tu și ai! Ia-i tu și afară! Păi te mă dai dacă tu nu ești sănătoasă la cap! Mă trag atenția, lăsați-le față! Nu mai vreți! Mă, da, bă, părăți! Hai să nu uităm, hai să nu uităm! Da, mă, că e pentru binele tău! Lasă, vrăjala! Am făcut eu ceva? Dar eu ce-am făcut, mai așa? Am făcut eu ceva. Păi tu te-ai supărat pe două cuvinte? Pătruț, este vorba doar de două cuvinte, este vorba de minciunile pe care le spui, este vorba de lucrurile pe care le faci, este vorba de cuvintele pe care le scoți pe gură și nu-ți dai seama că mă pot răni lucrurile astea. Care parte nu înțelegi? Păi, dar ce minciuni ți-am spus, băi, niciuna. Femeie? Ce minciuni ți-am spus? Niciuna. De, păi niciuna. Știi tu mai bine. Știu, s-a ajuns deja prea departe. Da, bine. Da. Și tu că stai așa încă pe sănătă, nu rezolvi nimic. Ieri la fel, nu vreau să vorbesc. Păi când tu zici acolo, în gura mare, că nu vrei să vorbești cu mine, eu să ce, să vin la tine, să mă pun în genunchi, ai vorbește ce rog cu mine? Știm și mie că n-am zis eu ieri. Ieri, sigur. Pe conexiune, domnul Ciarăc, nu am ce vorbi cu el. Ieri, ieri de dimineață, când am intrat în emisiune, zim și mie ce am spus eu sau ce am vorbit eu legat despre. I-am spus doar lui Romeo că nu vreau să discut acest subiect. Atât, altceva. Eu i-am spus ceva. Te-am întrebat ce am spus eu ieri, că tu mi-ai spus că eu ieri am strigat. Păi da, ai spus ieri, ghesa, ai spus că nu, eu n-am ce vorbit cu eu. Până să vină doamna Cristina. Și? Eu te întreb până să vină doamna Cristina. Lasă și vii și până să vină doamna Cristina, tu n-ai avut timp? Vii și măi că m-am schimbat, dar tu n-ai avut timp? Tu n-ai avut timp? Nu, pentru că nu eu am fost cea care a greșit, ci tu. Nici măcar ceau. Nu eu am fost cea care... Neața n-ai zis. Am zis neața la toți. N-ai zis, mie nu mi-ai zis. La toți. Nu neața la toți. Am zis neața în general. Da, ai zis neața în general. Bine că ai zis tu. Normal, poți să știi că am zis. Și te-ai făcut că nu auzi. Ce te interesează pe tine și spui că m-am schimbat, cu ce m-am schimbat? Tu ești încăpățânată și ți-am zis. Bine, atunci lasă-mă încăpățânarea mea și că asta ce este. Numai ceea ce vrei. Stau tu, toată ziua să mă cer cu tine. Te-ai pus vreodată în locul meu? Nu m-am pus. Aseară îmi venea să spun de 100 de ori. Nu m-am pus. Ieri la fel. Nu m-am pus, ai dreptate. Ieri la fel, păi nu te-ai pus. Nu m-am pus în locul tău, niciodată. Ieri la fel ți-am zis, am vrut să vin la tine. De asta am stat cu tine atâta timp, că nu m-am pus în locul tău, nu? N-am încercat să te înțeleg. N-am încercat să trec peste toate lucrurile pe care tu le-ai spus sau le-ai făcut. Hai că, bă, ai dreptate, nu m-am pus. O comparație. Păi nu vin să fac o comparație cu lucruri reale care s-au întâmplat. Ce a făcut Mariana cu comuniști și ce face noi? Nu, eu vorbeam. Nu am comparat. Eu spuneam, doar i-am atras atenția într-o chestie lui Comănici. Despre ce a spus. În momentul în care a spus că eu nu simt nimic sau nu ce a spus el acolo, atunci l-am întrebat. În momentul în care Mariana ți-a făcut ție ceva în mod repetitiv și pe tine te-a deranjat, cum te-ai simțit? Și ce ți-a făcut eu, mă, ție așa? Nimic. Și că ai vorbit, că nu știu ce. Ce am vorbit? Ți-am spus, s-a venit omul la mine, ce ai, ce ai, nimic, zi, ce ai. Ce supărată? Păi a crezut că eu fac materiale. Nu pot să cred că tu le dai doar pe alea care te interesează pe tine. Nu le dau, dar ți-am zis ce mă afectează și pe mine. Că vin și spui de ce n-ai venit, de ce n-ai venit. Ca să ce să vin? Să vin să fac, să ai prima reacție pe ce, care cum, ai ce, avut ce, acum? Ce, de ce ai venit? Că nu înțeleg. Băi, femeie, am venit să vorbesc cu tine. Să mai vorbești ce? Dacă tu știi destul de bine. Uite-te cum reacționezi, să mai vorbești ce? Ce? Ce să mai vorbești? Uite-te cum reacționezi și cum faci. Dă-te de pe ăla. A zis că vrea să scape de mine. Uitați-vă cum se ține după mine. Uite-te de aici. Deci fiți atenți. Maria se ocupă de furt. S-a ocupat inițial de furtul sentimentelor mele și furtul încrederii. Taci, bă, să nu te aud că vorbești de asta. Că nu știu ce să fac. Furtul încrederii mele. Deci mi-a furat încrederea. Minte, eu ca un fraier. Lasă-mă. Bă, dar cum tu poți să vorbești despre asta acum? Când spuneai că vrei să sunt dominicană, spuneai că vrei să scapi de mine. Cum și poți? După cu ce rușine minți oamenii ăștia? S-a dus cu în ce vestiar. Cu ce rușine minți oamenii? Și mi-a băgat mâna în buzunar, până aici mi-a băgat mâna în buzunar. Nu te supăra, Maria. Te ocupi prin autobuzele din București cu furtul portofelelor? Da. Deci fură portofele din autobuzele din București. Să vedeți. Și eu acum trebuie să iau ceva. Și cum nu o să mai iau pe Maria, nu o să mai fur pe Maria, pentru că e de
Doamne! O să îi iau ceva. Nu ia nimic. Du-te de aici, du-te de aici, du-te de aici. Du-te. Dar lasă-mă, nu! Dar lasă-mă, nu! Ce vrei să-ți iau? Îți iau tot ăla. Ce să-mi iai, mă? Trebuie să dai și mie ceva, te dăm ceva. Nu dau nimic, n-am ce să-ți dau, ți-am dat. Hai, du-te de aici. Ce mi-ai dat? Inima mea ți-am dat-o. Nu și dat ai călcat-o în picioare. Dă-mi și mie ceva, trebuie să-mi dai ceva nu. Acum. De ce? Nu-ți mai dau nimic. De ce? Ăsta e al tău, nu? Ia la întrare. Nu vreau să te iau, Maria. Ok. Păi nu m-a lua. Ok, nu vreau acum, dar uite, o să revin și o să iau. Bine. Ăștia s-ai tăi. Nu s-ai mei, s-ai. Oh, dar bun. Să iei, da, s-ai mei. S-ai mei. Nu mă ține. Nu! No. Ia, frat, stai, mă! Ia-l, cazi, da. nu, cazi! Unde p***a făcuia? Da! Aruncă-l! 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 Ce înseamnă? Dar ce înseamnă să pui pe cineva în patru labe? Să domesticești. Dar nu am domestici pe nimeni, că nu sunt îmblânzitor. Voia mea? Voia mea? Dar nu sunt îmblânzitoare. Îmi pare rău. Dar uite că sunt mai sălbatic decât eram înainte. Ei, cred că ți-a venit sălbăticia așa Andrei. Dintr-o dată. Mă lași. Nu, nu, te rog, iubire, te rog, nu din nou. Stai, mă, iubire, mă, viața mea, gata, iubire. De ce te-am făcut ție? Vede după mine. Na! Mi se pare că tu nu ai vrut nimic. Cum nu am vrut nimic? Eu am vorbit cu ea. Ce avea să faci relație cu ea dacă... Da. Că aș vrea să fac relație cu ea. Păi și ai fi vrut să faci da. Adevăr sau era da. Doar de... Nu. Vorbesc serios. Eu, în momentul când am intrat în casă, ți-am zis, eu am intrat pentru tine. Tu erai fata aia. Că te văd să păi și sunt încă. Nu ești. Și că spusesești pe un live înainte nu să intru eu. Aoleu, mă las să vorbesc? Și dacă zic că îmi place acum de tine și vreau nu să... Nu îmi place mie de tine. Încetează, Maria. De ce ești frustrat? De ce ești complexat? De ce n-ai încredere în tine? Ce încerci, mă? Fetiță, scoți acum în evidență. Nu vreau să scot nimic în evidență. Spun că simt că încă îți place de mine. De asta nu, și zic. Nu, fizic, da. Ești foarte frumoasă, arăți bine. Înțelegi? Dar nu-mi place cum te comporți, nu-mi place că ești prea posesivă, nu-mi place că faci unele gesturi. Și cu mine atunci, probabil, nu ți-am zis greșeala mea. Când vorbeam cu tine pe videocallul ăla, era așa ceva, parcă simțeam că vrei să fii posesivă. Nu ai vrut să te bagi în relație cu el, să-ți oficializezi relația cu el, până nu erai tu sigur că este el bine cu el și are grijă cum se comportă, atât la TV cât și în afară, astfel încât să nu se facă nici el de râs și nici pe tine și nici relația voastră. Dar n-a reușit. Nu, cum? N-am reușit oricum. N-ai reușit, asta voiam și eu de la SEA să o văd, pentru că ea avea anumite gesturi, faza aia cu Romeo, nu mă interesa de Romeo și așa mai departe, dar la fel cum a făcut cu Romeo, așa putea să facă cu oricine altcineva. Și ea alaltă. Dar n-a făcut ea cu Romeo. Romeo a pus-o să acționeze. Puiule, când te duci să te întâlnești cu Marinescu, ăla-i pansament? Să nu-i viața mea, să-ți iei și ăsta. Că ai spus că nu-ți plac băieții nași, măcar să ajungi să-l pup. Da? Fake-ule. Vezi, cu de treaba ta și nu mai băga mie familia în discuție, ai înțeles? Hai, mă, dacă asta crezi, lasă-mă, face și-mi chem tot și-mi fost și pleca toată.
poți, te rog, să mă lași? Nu, nu pot. Te rog. Nu. Degeaba insiști. Nu insiști. Păi zi, ok, spune ce se întâmplă, ce, ce vrei, vrei, unde vrei, vrei să mă duci, unde vrei să mă duci, că nu înțeleg, eu ce tu vrei? Unde vrei? Nu, pur și simplu te-am dor să mă lași în pace, să te lași în pace, nu vreau să te lași în pace. Odruț! Bă, lasă-mă, bă, că mă duc imediat, du-te! Zi, ce vrei să rezolvăm, unde vrei să ajungi, spune-mi! Că vin și vorbesc cu tine și îmi spui, nu sunt n-ai rezolvat nimic. Păi să rezolvăm, vedem ce se întâmplă, ce facem. Stăm așa, ca amândoi, sau ce facem? Oricum îți place și cu mine. Hai că-mi place. Da. Na. Uite-te, nu spui nimic. Ți-a fost, te-a tras atenția ieri. De asta ai luat azi inițiativă. Mi-a fost atras atenția ieri, hai, că dacă nu, eu n-am venit că mi-a atras atenția cineva. Tu înțelegi că nu suport să stau certat cu da, tine? Da, și ieri cum ai suport așa, să-ți mai suport? Suport? Aseară cum ai suportat? Ce cum ai suportat? Păi da, la ce să scriu dacă tu ai atitudinea asta cu mine mereu? S-a văzut mereu. Acum? Eu am atitudinea asta mereu. S-a mereu am atitudinea. Băi, mereu sunt eu aia, mereu sunt eu aia. Mereu fac eu toate lucrurile astea, mereu eu, nu? Băi, eu am venit acum, pe tine te vezi? Acum ți-am spus. Am venit, ce? Ce-am fost indiferent o zi? Cât am putut să stai indiferent o zi? Tu crezi că am venit că mi-a spus ziua aia ai venit, cineva? Da, a, da, că dacă nu zicea doamna Cristina, nu veneai. Bă, du-te, hai că eu fac ceva, că spune mie cineva. S-a tras atenția. Nu trebuie să-mi atragă nimeni atenția să fac eu ceva. Și știi bine, nu trebuie să-mi spună mie, domnul, du-te și vorbesc. Ai dreptate. Că dacă vreau, mă duc. Păi ți-am arătat și eu pot să fiu orgolios și încăpățânat. Dar fii fratele meu, te-am ținut eu să nu fii? Ca și pe ce? Că eu ți-am greșit cu foarte multe. Eu ți-am greșit cu foarte multe. Eu sunt aia care greșesc în totalitate, da? Nu. Ce ai pe ce să fii? Eu ți-am dat motive, un milion. Ți-am zis, adică tu nu vrei să rămâi așa, dar ți-mi duci tu starea asta. Hai că da, ai dreptate. Ai dreptate, vreau eu să mă țin așa. Ai dreptate. Așa vreau eu să mă țin și acasă, așa vreau eu să mă țin și aici și în pauză și peste tot. Așa vreau să mă țin. Și acasă, m-am certat. Afară râd, nu mai pot. Păi ce, tu nu mai vrei să vorbim nimic? Păi ce vrei să mai vorbesc cu tine? Nu înțeleg, ce vrei să mai vorbesc cu tine odată ce tu nu ești atent absolut deloc la mine? Deci asta înseamnă gata, nu e. Pe tine te interesează doar ultimele două cuvinte pe care eu le scot pe gură. Okay, eu te întreb altceva. Vrei să ajungem în poziția aia? Păi eu vreau, dar tu într-una spui un astăt. Op! Băi, Alexandru, ce-ai făcut? Hai ce? Ai și tu un pic de răbdare cu ea. Te înțeleg. Dacă... Înțelegi. Numai nu da în oglindă. O, ce bine ești. Vrei să vorbești sau nu? Nu, nu vreau. S-a întâmplat ceva? Da. Ce? Îmi place de seo. Foarte frumos. Nimeni nu mă crede, dar nu mă interesează. Eu nu te cred. Contează ceea ce simt eu. Eu te cred. Ce să te dezamăgesc? Da. Ceva înainte și n-am mai apucat să zic, că a fost faza. Dar spune acum, Romeo, ia spune. Bă, în primul rând, vreau, n-am nimic. Da, auzi, Marinescu, dar tu trebuie să-i spui lui Maria că îți place de mine? N-am nimic cu voi, cu femeia asta. Adică tu faci chestia asta doar ca să o deranjezi cu Maria. Adică crezi că pe Maria, nu știu cum zic, crezi că te-ar trage ea la răspuns? Dar nu-i dau nicio explicație, Marie, doar zic cam așa s-a auzit toată lumea. Ca și cum ți-e frică de ea că a reacționat într-un fel. Nu, 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 i-a făcut cum, temele Maria, mă. Am zis așa că m-am pus acolo și vreau să zic păi, treaba asta, să audă toată lumea, că îmi place. Cred, da. Dar ai fost și cu Mariana acolo și n-ai zis-o. Ce? Ai fost și cu Mariana acolo și cu Comănici și n-ai zis-o. Vezi că ți se varsă. Păi, altă treabă acolo. Ce treabă? Era vorba de altceva. Păi da, adică și mie trebuie să-mi spui că îți place de seia, n-am nicio problemă, Marinescu. Știu, nici nu mă interesează. Vine aici și spune că eu sunt de vină cu absolut tot, cu absolut tot, că eu sunt rece, că eu sunt rea, că... Dar de ce sunt așa?
Păi cum, și tu, el dă vina pe tine, tu dai vina pe el. Eu nu dau vina pe el, eu pur și simplu îi spun niște lucruri care sunt reale, pe care el le-a făcut și le-a spus. El vine la tine și spune... Eu nu i-am dat nici măcar un singur motiv, Adriana. Unul nu i-am dat lui ca să-l supăr. Ei, acum... El vine la tine și spune că tu ești rece, că tu ești indiferentă și lucrurile astea, tu te duci la ea și tu îi spui că... Și se pare că în momentul în care n-a făcut absolut nimic care să mă deranjeze sau să mă doară sau să mă atingă, nu cred că i-am reproșat eu ceva. Mă, ce aveți? Încercam și eu să explic ceva. Vorbit prost Marinescu și vreau să se înțeleagă. Într-adevăr, există cineva cu care vorbesc, dar nu am nicio treabă cu el. Nu este iubitul meu. Nu-mi place de el, nu-i place de mine. Și nouă. Nu avem cum poți să minți atâta, mă, Marinescu? Cum poți să minți atâta? Marinescu, tu știi că tu o să rămâi în inima mea mereu. Arată și tu, Marinescu. Nu pot să fac nimic, nu pot să schimb nimic. Să rămâi în inima ta mereu? Da. Ea încearcă să fie ironică. Telefonul și arată să fie ironică acum, dar nu-ți iese, Maria. Este, nu încearcă. Fiecare înțelege cum poate. Eu încerc să fiu cât mai sinceră și să spun ceea ce simt într-adevăr. Da, vezi să nu plângi. Tu zici că eu rămân în inima ta, dar tu vorbești cu omul ăsta de mai mult timp. De ce vorbești cu el dacă gândul tău e la altă persoană? Ca să te uite! Da, ca să te uite! Hei, ai văzut? Puiule, când te duci să te întâlnești cu Marinescu, să nu uiți viața mea, să-ți iei și ăsta. Că ai spus că nu-ți plac băieții, n-aș măcar să ajungi să-l pupi. Da? Fake-ule. Adina și fake-ul nu se demodează. Auzi? Dar nu trebuie să iau ăla, crede-mă, că mă las și un jos dacă e să da, te pui în genunchi. Jos. Trebuie să pui așa ca să cupi genunchi. Nu-i problemă, nu-i problemă, mă las păi, un jos. Păi, astea mici sunt nenorocire, vrei să te mint? Ce? Astea mici sunt dar nu mai mult făi guma aia. Nenorocire pe ce să ia? Aia. Astea mici. La ce? La ce? Radu. La orice. Radu, vino să vorbesc cu tine. Vino puțin. Hai, pa, că mai plictisisea. Să nu-i să-ți iei, să nu-i Cristi, să-ți iei masă. Cristi, ce ai? Dar nu mai induce tu mie. Păi nu, dar tu mi-ai spus chestia asta. Bă, Radu! Nu-ți mai face tu griji pentru mine, că am de una singură. Tu mi-ai spus chestia asta. Calmează-te, frate, nu trebuie să vorbesc ceva cu tine. Ia zice, vrei să vorbesc. Bine că le-ai luat după capul nostru. Cristi, vorbim. Acela la afară. Ce vrei tu să spui? Da, și eu o curiozitate. Are și Romeo o curiozitate, să ia, fii atentă. Așa. Ia zi, Romeo. Eu nu înțeleg cum acum am Sanchici, că se ia. Vrei și tu să-l cunoști pe el, adică. Da, mă, vrea. Stată, da? Vrea. Nu înțeleg, ori este un joc de-al vostru... Mă, Romeo, dar de ce te bași tu mereu când vine vorba de Seia? Mereu te bași când vine vorba de Seia. Deci în fiecare subiect în care este Seia, tu te bași. Maria, prietena ta bună care suferea... Vezi că o deranjează pe Andreea. Care suferea... Romeo! Ce? În fiecare subiect în care este Seia, tu trebuie să te bași. De ce? Dar nu mă bag, spus. Băi, de ce? De ce te bagi? Andreea, răspunde. Nu mă bag pentru că este Seia. O, bună, adevărat! Nu te-ai băgat. Eu când spuneam asta, Andreea, acum am dai dreptate să înțeleg. Nu te-ai băgat în niciun subiect până acum, decât în astea cu Seia, tu trebuie să te bagi. Dar nu e vorba despre Seia, e vorba că are curiozitate. Îi fac acum un joc. Nu despre, dar de Seia. Dar las-o, doamne, să facă ce vrea ea și ea și Marimă. Romeo, tu faci jocurile la toată lumea, dar nu ești tu rolul principal, îmi pare rău. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.